Aș vrea să deschidem Scriptura la pagina 1149, Cartea Efeseni, capitolul 5. Voi citi doar un singur verset, versetul 20. Efeseni 5, capitolul, pagina 1149, versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. N-aș vrea să mă duc prea departe de tema și de obiectivul care noi îl avem și l-am avut săptămâna trecută. Și chiar m-am bucurat în dimineața aceasta când prima cântare, fratele Adi a gândit-o, sigur că l-a auzit de Duhul lui Dumnezeu, acea cântare, ne întoarcem ca să îți mulțumim. Spunea fratele Trifan că este bucuros că s-a uitat pe listă și a văzut mai mulți ca anul trecut. Eu n-aș vrea ca să-l contrazic pe fratele Trifan, dar eu eram mai plăcut surprins sau nu știu ce expresie să folosesc. Dacă vedeam multe liste pentru săptămâna aceasta, multe nume pe listele acestea, pentru că ți-am spus că să venim înaintea Domnului cu o jertfă de mulțumire. Și spune în Psalmul 50, versetul 14, adu ca jertfă lui Dumnezeu ce? Mulțumiri. Mulțumiri. Deci multe mulțumiri. Și iară zic că m-am bucurat în dimineața aceasta, chiar dacă predica mea nu va fi atât de grozavă. A fost cântări grozave. A fost predică care au predicat acești doi frați, Paul și cu Miguel. Ei au spus pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și mi-am notat și m-am gândit ieri la lucru, acolo stând, despre ce să vorbesc eu azi, dacă va trebui să vorbesc. Și am spus despre mulțumire. Și m-am gândit să pun un titlu, să spun așa, oameni mulțumiți într-o lume nemulțumită. Și am spus, nu-i bun. Nu-i bun astăzi, este cina Domnului. Asta altă dată. Altă dată. Și mi-am notat altceva și am spus așa, recunoscător lui Dumnezeu. Așa mi-am intitulat eu scurtul mesaj, recunoscător lui Dumnezeu. Și a spus Paul, a spus Miguel, pentru ce să-i mulțumim lui Dumnezeu? Și salmistul spunea, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu-i uita niciuna din binefacele Lui. Și de aceea repet și vin înapoi și spuneam, eram foarte bucuros când vedeam listele acestea pline cu toată biserica Muntele Sionului, din 300 de membri, plus copii, suntem 400 și ceva coaparținători, măcar 250 să fi fost pe liste. Pentru că Dumnezeu, frate și soră, tânăr drag, te-a binecuvântat în anul acesta 2012. Nu merita să-i aduci o jertfă de mulțumire înaintea Domnului? Amin. Nu merita să stai înaintea Domnului în post și în rugăciune o zi, o zi din anul acesta? Sau săptămâna aceasta, o zi din săptămâna aceasta? Imaginați-vă dumneavoastră, n-ați fost, poate puțini ați fost într-un spital de psihiatrie. Ați fost careva în săptămâna aceasta? N-ați fost niciunul. Nu merită Dumnezeu să-i dai slavă pentru că ți-a dat minte, frate și soră, și mi-am dat minte și pot să judec. Dacă se atingea un duh de mintea ta și de mintea mea și nu mai judecam, nu merită să zicem slăvit să fie numele Domnului? Amin. M-am tot gândit, v-am spus și ieri, acolo la lucru, și aseară după ce am venit acasă. M-am gândit ce ar fi, haideți să ne imaginăm așa, ca Biserica Muntele Sionului, de 300 de membri, plus aparținători, plus copii, să fim toți mulțumiți.
Cum ar arăta Biserica Muntele Sionului cu oameni, 300 de membri, toți mulțumiți? Cum ar arăta? Haideți să ne imaginăm. Biserica Muntele Sionului, să fie toți membrii bisericii mulțumiți. Cum ar arăta Biserica Muntele Sionului? Vă imaginați dumneavoastră? Dar mergem mai departe. Nu numai Biserica Muntele Sionului, Arganda întreagă, să fie mulțumită o zi, o săptămână. Cum ar arăta Arganda mulțumită o zi, o săptămână? Cum ar arăta? Haideți să mergem mai departe. Madridul să fie mulțumit o zi, o săptămână. Cum ar arăta? Să fie mulțumit și cei care lucrează, și cei care conduc, să fie mulțumit și taximetriștii, să fie mulțumit și barmanii, să fie mulțumit și ospătarii, să fie mulțumit toți. Cum ar arăta? Da, o lume întreagă să fie mulțumită. Cum ar arăta? Vă imaginați? V-ați gândit vreodată așa? Să fie toți oamenii mulțumiți. Cum ar arăta lumea aceea? Extraordinar. Mi-aș dori așa ceva. Mi-aș dori să văd oameni mulțumiți. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, că El dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Slăviți să fie Domnul, Dumnezeu. Și noi adesea suntem nemulțumiți, nerecunoscători înaintea lui Dumnezeu. Mi-am notat trei lucruri. Pe lângă toate lucrurile acestea care am spus, că ne binecuvintează cu pâine, cu hrană, cu haine, cu îmbrăcăminte, cu tot ceea ce doriți dumneavoastră. Avem un confort, avem un loc unde să locuim, avem o biserică. Avem o biserică. Toate lucrurile acestea, nu mă voi referi la ele, lucrurile acestea materiale, că ai un serviciu, că ai un loc de muncă, că ai pâinea pe masă, că ai haine, că le ai mai scumpe, din marcă sau nu de marcă, le ai. Care dintre dumneavoastră n-ați avut ce pune o bucată de pâine în săptămâna aceasta? Ieri pe masă, care n-ați avut? Toți am avut. Așa e că am avut. Și zicem slăviți să fie numele Domnului. Dar nu pentru lucrurile acestea vreau să fim recunoscători înaintea lui Dumnezeu, deși și pentru acestea. Pentru altceva, frați și surori. Și mi-am notat aici. Spune că să-i fii mulțumitor lui Dumnezeu și fratele Teo amintea, pentru jertfa Domnului Iisus. Cel mai mare dar, frați și surori, pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru noi. Jertfa Domnului Iisus, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Și haideți să citim în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 15, că acolo vorbește și spune, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare. Zicem slăvit să fie numele Domnului. Amin. Pentru aceasta să-i mulțumim, frați și surori, în dimineața aceasta și stăm la cina Domnului și să ne aducem aminte de El, de Hristos Domnul și despre jertfa Lui. Și să zicem, Domne, îți mulțumim că Tu ai trimis pe Fiul Tău Iisus ca jertfă pentru mântuirea noastră a tuturora. Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântat pentru lucrul acesta. Și noi toți să zicem amin. Mări să fie Domnul. Pentru că și El ne-a salvat, frați și surori. Spunea și fratele Teo și spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 3, acolo, în capitolul 2, versetul 1, că noi eram morți în greșeală. Voi erați morți, și eu, și dumneavoastră, datorită păcatului Adamic. Dar a venit Hristos, Domnul, și ne-a dus la viață și spune, prin har sunteți mântuiți. Slăviți să fie Domnul în vecii vecilor. În Coloseni, în capitolul 3, versetul 13, iară spune acolo tot despre așa ceva. Că voi erați morți în păcatele voastre. Și o să găsesc, probabil că l-am notat eu greșit. Uitați ce spune aici în Coloseni, în capitolul 2, versetul 13. Pe voi care odinioară erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească nedeată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El. După ce ne-a iertat toate greșelile. Nu este mare har, frați și surori. Nu trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa aceasta Domnului Iisus și spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53, versetul 5 și versetul 6. Te rog să pui, Darius, versetul 5 și 6. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Spune că pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturora. Nu este mare harul acesta, frați și surori? Și nu putem zice toți din toată inima, slăvit să fie numele Domnului? Amin. Frați și surori, spune că pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El. O cântare spune,
căci mântuirea am primit fără nicio plată, prin Iisus cel răstignit fără nicio plată, prin Iisus suntem salvați și cu Tatăl împăcați, de păcate, toți iertați, fără nicio plată. Ai plătit ceva pentru mântuirea dumneavoastră? N-ai plătit, frate și soră. N-ai plătit, n-am plătit nici eu, a plătit El, Hristos Domnul. De aceea slăvit să fie El în vecii vecilor. Să fim recunoscători, frați și surori, pentru lucrul acesta, pentru darul lui Dumnezeu, nespus de mare, și pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Pentru că în Psalmul 40, dacă citim acolo în Psalmul 40, atâtea lucruri minunate a făcut Domnul pentru noi. Haideți numai să lecturăm puțin și să trecem. Spune versetul 1, a doua parte. El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Apoi, versetul 2, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirilei. Apoi, un alt lucru spune că mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Pentru toate lucrurile acestea care le-a făcut Domnul, trebuie să fim recunoscători în dimineața aceasta. Și ne uităm la aceste taine care sunt aici. La pâine și la rodul viței. Care noi, în dimineața aceasta, vom putea face ceva. Vom fi recunoscători înaintea lui Dumnezeu, întingând mâna și împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului. Acesta va fi ceva ce îl va mulțumi pe Domnul. Pentru că își va vedea lucrul acesta. Zic Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Apoi, un alt lucru. Am spus trei lucruri vreau să vă vorbesc despre care noi trebuie să mulțumim. Unu, pentru darul lui Dumnezeu, pentru Hristos Domnul și pentru jertfa Lui. Să-i mulțumim. Și să nu uităm niciodată lucrul acesta, frați și surori. Că datorită Lui, noi suntem astăzi copiii lui Dumnezeu. Și Domnul să fie slăvit pentru lucrul acesta. Să nu uităm lucrul acesta. Apoi, un alt lucru despre care noi nu trebuie să uităm, este că El ne dă biruință. El ne dă biruință. Haideți să citim în Cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, uitați ce spune aici. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință în Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul Lui de biruință. Ați văzut cum se învârt carul de biruință, roțile carului de biruință a Domnului? Le-ați văzut vreodată învârtindu-se? Le-ați văzut? Nu le-ați văzut. Dar te pune Domnul în carul Lui de biruință și te duci în carul Lui de biruință. Zicem slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Că ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruință. Nu din când în când, frați și surori. Întotdeauna ne poartă în carul Lui de biruință. Doamne, fii slăvit pentru lucrul acesta. Apoi în Corinteni, 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 57, spune așa. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care, nu numai că ne poartă în carul Lui de biruință. Uitați ce spune. Că, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Care ne și dă biruința, nu numai că ne poartă în car de biruință, ne și dă biruința. Înțelegeți dumneavoastră lucrul acesta? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, Tatăl, în numele Domnului Iisus, care ne dă biruința și prin El avem biruința. Dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. Un al doilea lucru am spus, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru biruință. Că ne poartă în capul Lui de biruință, că ne dă biruința în numele Domnului Iisus. Și apoi în versetul 37 din Romani 8, spune că în toate acestea, care acestea? În toate acestea, noi vom fi mai mult decât biruitori. Prin acela care ne-a iubit. Totuși, în toate acestea, care sunt toate acestea? Dacă citim mai sus puțin, în versetele mai sus, te rog, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strântorarea? Sau prigonirea? Sau fometea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? Și spune că în toate acestea noi
Suntem mai mult decât biruitori prin acela pe care ne-a iubit. Cine ne-a iubit, frați și surori? Cine ne-a iubit? Hristos Domnul, slăvit să fie El. Că El ne-a iubit. Când ne-a iubit El? Când ne-a iubit, frați și surori? Când ne-a iubit? Când eram noi buni? Haideți să citim în Romani, capitolul 5, să vedem când ne-a iubit Domnul. Când ne-a iubit Domnul. Versetul 6. Căci pe când noi eram încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Versetul 8. Dar Dumnezeu însuși își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Când ne-a iubit Hristos? Când a murit pentru noi? Când am fost noi păcătoși? Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor pentru lucrul acesta. Haideți să citim în Ioan, uitați ce spune în epistola lui Ioan, în capitolul 4, versetul 10. Versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie El în vecii vecilor. Deci, frați și surori, astăzi noi stăm la masa Domnului. 2 decembrie 2012, sfârșitul anului 2012. Noi trebuie să fim recunoscători înaintea Domnului pentru jertfa Domnului, pentru darul Lui, pentru biruința care o avem în fiecare zi. Și apoi, un al treilea lucru pentru care noi trebuie să fim recunoscători în dimineața aceasta și nu numai, pentru că ne-a promis veșnicia, ne-a promis viața veșnică. Zicem, Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta? În Ioan, capitolul 3, versetul 15, spune că pentru că oricine crede în El să nu piară, și ce să aibă? Pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Doamne, îți mulțumim pentru lucrul acesta. Îți mulțumim că și ne-ai promis viața veșnică împreună cu Hristos Domnul. Îți mulțumim pentru că și Tu te-ai jertfit pentru noi. Îți mulțumim pentru că în Tine și prin Tine avem biruință. Binecuvântat să fie numele Domnului. În versetul 36 din Ioan 3 spune că cine crede în Fiul are viața veșnică. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și ajută nu numai noi să credem, ci și alții pe care noi îi vom invita săptămâna ce vine aici, să vină, să creadă și ei și crezând în El, adică în Hristos Domnul, să aibă viață veșnică. Doamne, ajută la lucrul acesta. Apoi în versetul 5, 24 din capitolul 5, repetă același lucru, că cine crede în Fiul are viața veșnică. În versetul 40 din capitolul 6, exact același lucru. Apoi, în capitolul 6, versetul 54, spune că cine mănâncă trupul meu și cine bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vom face lucrul acesta în amintirea Domnului, spre pomenirea Lui. Și zic Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Vreau să vă spun, frați și surori, că a pregătit Domnul ceva pentru noi, extraordinar, ceva deosebit. Dacă citim în Corinteni 1, capitolul 2, 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9, spune acolo că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la urechea omului nu s-a suit, la inima omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe El. Vă închipuiți dumneavoastră? Ai găsit, Darius? 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Dar după cum este scris,
lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc pe El. Suntem noi recunoscători astăzi pentru lucrul acesta, frați și surori. Mă uit peste dumneavoastră și nu numai că mă uit eu, să uite Domnul peste dumneavoastră, să uite Domnul peste noi, să uite Domnul și la mine în dimineața aceasta și ne cântărește atitudinea noastră. Ne cântărește, deci, gândirea noastră în dimineața aceasta, ceea ce medităm noi acum, ceea ce gândim noi acum, și dacă poziția noastră va fi cea corectă, să fim oameni recunoscători înaintea lui Dumnezeu, măcar în dimineața aceasta să mergem din locul acesta cu lecția aceasta, să-i spunem: Doamne, îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus, pentru mântuirea care ne-a dat-o în dar, îți mulțumesc pentru biruința care o am în fiecare zi, în numele Domnului, asupra întunericului lumii aceștia, asupra poftelor, asupra patimilor, asupra multor lucruri, să-i mulțumim lui Dumnezeu, măcar cu atât să mergem de aici, și apoi să mergem recunoscători înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim că ne-a promis viața veșnică. Domnul să fie slăvit și binecuvântat pentru lucrurile acestea, frați și surori. O cântare spune: îți mulțumesc pentru speranță ce o am în această viață, că în curând voi fi în cer, nu? Care o știți? Rodică, tu o știi. Îți mulțumesc pentru speranță. Mi-am notat și eu așa în fugă. Ce am în această viață, că în curând voi fi în cer, unde lacrimile pierd, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Și mai este? Da. Și mai este o cântare. Nu vă predic cântări, vă predic din Cuvântul lui Dumnezeu, dar îmi place și cântările să le legăm așa. Eu nu sunt de pe pământ. Vă gândiți dumneavoastră, frați și surori, noi nu suntem de pe pământ, chiar dacă trecem pe pământul acesta. Credeți lucrul acesta? Noi, patria noastră, e acolo dincolo, la Dumnezeu Tatăl, în cer. O țară prosperă, frați și surori, o țară prosperă, în care nu sunt criză, în care nu sunt șomeri, în care toți laudă pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Amin. Vreau să vă spun că vizele noastre sunt pregătite pentru acolo. Sunt pregătite vizele a mea și a dumneatale care ești aici în casa Domnului, care l-ai acceptat pe Domnul ca mântuitor și salvator al tău. Slăvit să fie Domnul. Amin. Ai vizele în pașaport, sunt pregătite. Încă n-am plecat. Încă nu ni-s terminate bagajele. Încă mai sunt și alții pe care îi așteptăm și zicem: Doamne, binecuvintează Biserica Muntele Sionului. Să fie recunoscătoare înaintea Ta. O cântare a corului spune: jertfa mulțumirii pusă pe altar, cum e Ovidiu? Jertfa mulțumirii pusă pe altar, frați și surori, v-am chemat în săptămâna aceasta la mulțumire înaintea Domnului, pe dumneavoastră și împreună cu mine. Și poate că pe mulți diavolul ne-a orbit și ne-a întunecat și a spus: nu trebuie, azi nu poți, că ești bolnav. Și eu am fost foarte bolnav săptămâna aceasta. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat putere. Și atunci când m-am înscris și eu în ziua pentru post, am spus: nu cred că voi putea. Nu mai aveam nici aer. Și parcă și soția spunea: mănâncă și mânca mâine, îi posti mâine. Și am spus: nu. Știți ce am spus? A spus: nici să, știi, să piară diavolul, să pleznească de supărare. Că astăzi mi-am propus să stau înaintea Domnului și nu mă va opri nimic. Și nu m-a oprit și am putut să stau până seara. Și m-a întrebat soția cum a fost. Și am spus: a fost foarte bine, parcă ca niciodată. De ce toate acestea? Că în toate suntem mai mult decât biruitori prin Hristos Domnul. Slăvit să fie Domnul. N-am venit în fața dumneavoastră să mă dau drept altul. Să vă spun ce am făcut eu. Vă spun ce face Dumnezeu cu noi, cu toți, cu dumneata și cu mine, dacă stăm la dispoziția lui Dumnezeu. N-am venit să mă scot în evidență că am postit eu o zi. Nu vreau asta. Vreau să spun, să-L scot în evidență pe Hristos Domnul, că El ne dă biruință. Și prin El suntem mai mult decât biruitori, slăvit să fie Domnul. Eu nu sunt de pe pământ. Nu. Patria mea este dincolo, în cer la Domnul. Și va veni și ziua aceea când vom pleca cu toții de aici, de pe pământ. Amen. Și ne vom întâlni acolo, la Domnul. Dacă nu ne vom mai vedea aici, dacă nu ne vom vedea prin Bistrița, prin Sălaj, prin Maramureș, sau eu știu pe unde,
De unde sunteți? Din Cluj, Arad, Timișoara, din zonă, din Dobrogea. De unde sunteți dumneavoastră? Doresc cu toții să ne vedem în Împărăția lui Dumnezeu. Acolo spun încă o dată, e o țară prosperă, e o țară unde nu este criză, lacrimile se vor șterge, durerile vor înceta, nu vor mai fi pe ecrane acolo oameni bolnavi, nu vor mai fi mame care vor plânge pentru copii, nu. Că acolo va fi mielul care va străluci și lumina lui va fi cea care va străluci peste întreaga cetatea sfântă, Nou Ierusalim. Doamne, binecuvintează-ne pe toți la lucrul acesta. Amin. Închei zicând, Doamne, ajută-ne să fim recunoscători pentru jertfa Domnului Iisus, pentru biruință și pentru viața veșnică care ne-ai promis-o. Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze. Amin.